Dosarul schemelor de la pașapoarte. Ziceam, noi am făcut o investigație un an în urmă în care a, am arătat că Plahotniuc, Andronache, Vâlcu, ă, altă lume interesantă și cu putere de decizie în Republica Moldova au fost beneficiari al unor scheme imense de zeci de milioane de euro, Așa este. Doar din faptul că uh, eliberarea blan sau fabricarea blanchetelor pentru pașaport. Era, era un, royalty, uh, un royalty pe care îl încasau pentru personalizarea oricărui, uh, oricărui pașaport. Uh, și nu doar pașaport, dar și activitate. Taxa era un pic mai mică, da. dar pașaportele. Uh, un an în urmă s-au produs niște percheziții, niște rețineri. Da, mai mult de un an, da. vreau aproape 2 ani de zile, cred niște percheziții, niște rețineri. În judecată m-am amuzat, s-au dus doar cei mai de jos, da, da. executanții, pe știi e... mari, uh, sunt de neatins. Ce, dumneavoastră aveți un proces în arbitraj, dacă nu greșesc? Da, în paralel, în arbitraj. Arbitrajul <laughs> este o formă de mediere, deci da. noi... Uh, cu cine vă judecați Noi acum? ne judecăm cu compania uh, Optimo IT. Solutions. noi ne judecăm cu compania bulgară care a moștenit... Uh, Uh, această, această, găină care pune sau uh, găscă care face ouă de, de făcea ouă de aur. Dar asta e a doua secvență. Deci, uh, foarte pe scurt încerc să vă explic. Deci, uh, dosarul a, a fost împărțit în două. Uh, prima secvență din 2014 până în 2019, când uh, toată procedura avea loc și schema era prin compania lituaniană care furnizau pașaparte, După asta, eu au spus că nu mai, nu știu din ce motiv, eu au renunțat și au cesionat aceste drepturi unei companii terțe bulgare care a trecut prin niște metamorfoze la distanță de șase luni, unea se numea Optimo IT, alta Optimo IT Solution, deci și-au schimbat și de numele, de deci, ceva n-a funcționat o jumătate de an în, în această schemă și s-a pomenit o altă firmă bulgară cu un nume quasi similar care a încasat cel puțin cel puțin 4 milioane jumate de euro într-o perioadă relativ scurtă de timp pentru taxele de royalty. Acum, secvența de la preluarea companiei Bulgare, asta e a doua parte a acestui dosar. Pe prima parte a dosarului. Compania o, lituaniană. Pe compania lituaniană. Da. În care, din informațiile pe care noi le avem de la colegii de la spălarea banilor, dar ele nu pot servi drept probă în, uh -huh. în instanță, și trebuie să fie făcute comisiile rogatorii. Pe acolo uh, ei demonstrează clar beneficiar efectiv uh, da. Pe a doua secvență uh, este beneficiar, unul din beneficiari efectiv este inclusiv uh, Andronache. Da. Uh, acum, pe primul dosar din foști angajați SP-ului au fost pus să lumină dacă nu mă știu, 8 persoane. Din aceste 8 persoane, deja pentru 6 le s -au, uh, 5 sau 6 le s-au retras, au fost scoși de sub învinuire pentru că, într-adevăr, erau niște pești pe micuți, secundari, uh -huh. secundar funcționari sp care cu siguranță ei au o contribuție uh, directă sau tacită uh, la schemă, dar nu ei au fost nici creierul, nici probabil beneficiarii uh, final a acestei scheme. Probabil. Probabil pentru că uh, înțeleg, dar ușurința cu care le s-au scos învinuirile, pe mine pur și simplu mă lasă mască. De care au fost motivele pentru care le s a retras? Deci, înțeleg, Chiburile nu ești tu... Asta De asta și codul penal da. are pedepse diferite pentru da. diferite infracțiuni și complexitatea infracțiunilor și uh, prejudiciul adus. Adică, nu zici că dacă nu ești capul grupării, înseamnă că nu poți nicio răspundere. Da. Poți răspundere în cel diferite. mai bun caz uh, au avut niște învinuieri de genul abuz în uh, serviciu mm. uh, și pentru asta, ok, o să aibă probabil o amendă o să aibă o, asta în cazul optimist în care ei sunt condamnați în instanță mm. și o interdicție probabil o condamnare condiționată cu privațiune cu, până la, în ultimă instanță fără privațiune de libertate și probabil cu uh, lipsirea dreptului de a ocupa niște funcții publice. Deci uh, extrem de ușor. Pe a doua secvență care pe minim îngrijorează cel mai tare când noi ne judicăm pe această, pe această secvență în care compania bulgară pretinde o sumă impresionantă de la noi. De, de la venirea mea, de la venirea mea în funcție, noi nu am mai plătit aceste royalty. Eu pot să vă spun sigur, pretenția financiară va depăși 100 de milioane de lei în cazul în care noi pierdem în arbitraj. Um, și aveți șanse și a, să pierdeți? Și avem o... șanse frumoase să pierdem, pentru Pierd, că, pe legislație civilă, executarea contractelor în care ele o bună parte din timp au fost executate, uh, această inerție a executării, deci uh, a avut o executare pozitivă. Chiar dacă noi am venit cu probe foarte clare că cu expertiză judiciară, că semnăturile au fost falsificate, că actele între agenții economici, un act de donație gratuită prin fonduri nu este a priori acceptat, nici măcar n-au mimat o chestiune în schimb unui dolar să vândă aceste cesionare acestor drepturi. Eu sunt foarte curios cu ce o să termine inclusiv la arbitrajul. Colegul nostru care ne ajută pe acest dosar în arbitraj nu este foarte optimist, dar o condamnare penală ar servi de suficient temei să asigure că sePEu nu va plăti aceste despăgubiri. Și eu vreau să vă spun că astăzi, eu, așa cum mi-am aduc aminte bine ziua, în octombrie 21, când împreună cu doamna prim de atunci, doamna Gavriliță, am depus acel teanc de documente și acte confirmative la CNA și la Procuratura Anticorupție. Eu vreau să vă spun eu am făcut recent cunoștință, cred că al patrulea sau cincilea procuror pe caz, care de fiecare dată mi s-au părut oameni simpatici, parcă bine intenționați, dar ei tot schimbă. De ce se schimbă procurorul? Asta a întrebat Procuratura Anticorupție. Eu, nu eu sunt diguritorul, nu eu direcționez să, să dau indicații pe cine să scoate sau nu. Dar, chiar te că, am, că avut, această am avut, că am avut are scopul de a tergiversa instrumentarea Ceea ce mi s-a comunicat mie, da. uh, inclusiv la insistența mea să-mi explice sunt de ce, da. uh, ei spuneau că de fiecare dată mai preveneau uh, nu cumva un abuz, pentru că dosarul nu era suficient de bine pregătit și că să a scapit în instanță într-o formă extrem de prost pregătită. Adică procurorii pentru... de până acum au fost da. oricum ori neprofesioniști, ori de... intenționați uh, în instrumentarea acestui dosar. Pentru dosari. mine faptul că abia în noiembrie Anul 2023, după doi ani după ce noi am făcut sesizarea la CNA, pe un dosar cu, cu sume enorme din punctul meu de vedere, abia în noiembrie 23 s-au trimis, făcut comisiile rogatorii în Bulgaria și în Lituania, eu nu știu dacă pentru dumneavoastră vă spun ceva. Pentru mine asta e pur și simplu strigător la cer. Și sigur că ei nu este rațional să trimiți în judicat un dosar când nu ai de rogatorii din acele state, pentru că tocmai informațiile care cel țin uh, cei de la spălarea banilor văd uh, traiectoria și tot parcursul banilor, lor le trebuie niște documente probe, confirmative. Dar de ce abia în noiembrie 23 asta e pur și simplu o pierdere de timp. Noi suntem deja în arbitraj. Deci, eu vă spun sincer, miza noastră era, noi nu, puteam, nu știm sigur exact cum o să evolueze dosarul. Am certitudinea că avem un avocat foarte bun uh, pe partea de arbitraj, pentru că a asistat statul inclusiv pentru, în procesul de recuperare a aeroportului, uh -huh. de la um, de la șor. Uh, și uh, e o persoană curajoasă, insistentă și foarte temenică. Uh, și, și avem încredere în intenția Dar și el ne spunea, aveți un an, un an jumate la dispoziție? Noi, suntem, sigur, noi întrebăm procuratura acum, uh, deci un an jumate, oh, sigur sigur, va fi în instanță și condamnare. Deci noi astăzi suntem la finalul celui un an jumate de când suntem practic în arbitraj, poate un pic mai puțin, un an și trei luni. Am, am putea să ne pomenim cu o decizie în următoarele probabil o lună în, în arbitraj, dar nici măcar răspunsurile la comisiei rogatorii n-au venit. Nu sunt. Încă nu sunt. Deci, dumneavoastră putea, Asta ne mai vorbind că durează, un cunoscând cum e sistemul nostru judecătorescu, durează examinarea. În judecatul durează foarte, foarte mult. Eu, deci, uh... eu admit uh, uh, și în condițiile în care eu sigur cunosc faptul că uh, Proprietatea, compania bulgară deja și a schimbat, a fost vândută Unul cetățean din Ucraina, din regiunea Odessa. Deci, eu am senzația că această companie se pregătește frumos să-și încaseze, uh, uh, probabil. Cetățeanul din da. Ucraina nu este vreun cumătru, vreun prieten al domnului Andronache? Asta mă depășește. Nu, nu cunosc. Dar, uh, judicând după vârstă, o persoană relativ tânără, nu e nu, nu, nu exclus să fie un interpus în toate această poveste și scot, tocmai se scoate de sub lovitură foarte mult. Haideți, foarte ca să să pun o întrebare ca să vedem, să verificăm dacă înțeleg corect. Deci, dumneavoastră, când ați venit, ați identificat o schemă yeah. de corupție. Despre ea se vorbea mult. Noi da. am reușit să ați punem... Găsit -o. Uh, ați găsit-o. am găsit-o, am acumulat probile, actele, copiile, da. tot ce ați era în totul în da. așa. Și oarecum abuziv ați decis să întrerupeți contractul cu ei. Pentru da. că dumneavoastră ați spus eu nu vreau să alimentez mai departe această schemă, uh, pentru că asta ei, ar fi ei însemnat... Spun, ei spun că a fost o întrerupere abuzivă. Da. Eu, eu consider că am făcut o acțiune cât se poate de corectă, judicioasă, cunoscând clar că e da. o schemă da. de corupție. Da, absolut de acord. Și acum, pentru faptul că dumneavoastră nu ați vrut să alimentați o schemă ilegală, da. sunteți într-un arbitraj da. și riscați să fiți condamnați da. ASP-ul. Da, să Acolo nu, nu, nu e condamnare, e o da, decizie. Să pierdeți, simplu, să da. pierdeți, da? Și, și ați, fi, ați putea fi obligați să plătiți 100 de milioane de lei pentru că, vrei, pentru că nu vreți, pentru că n-ați vrut să alimentați o schemă ilegală. Exact. Și pentru că procuratura nu și-a făcut treaba la timp, corect, just, adică că pentru că nu puteți dosară. demonstra acolo, prin decizii luate în Republica Moldova, că schema este ilegală. Da. Așa este. Am înțeles. Uh, și cum spune, ați încercat să discutați cu conducerea procuratorii? Ce spune Împărțiți banii la jumătate? Uh, împărțim banii la Ce aveți în vedere? Ceea uh, ce, ce va, probabil că va trebui să plătiți. Câte 50 de milioane de la fiecare Eu impresia instituție. Miza este un pic alta. Uh, cumva tot... Pentru că oricum vedeți acest caz uh, din cât trece mai mult timp, cumva trece cumva în, în umbră, mă poartă un rol secundar, cumva uh, și în timp se pierde. la un moment dat o să spun, iată, am decizia în ultimă instanță, nu avem încotro, o să trebuiască să, să plătim. Eu vreau să spun că noi o să contestăm orice și cât eu am să fiu la noi o să contestăm orice decizie și drept. Uh, drept care el pretindă, noi să le plătim uh, acești bani. Orice formă de contestare va fi până la capătul Dar eu abia aștept să văd un judecător executor, executoresc din Moldova care pune sechestele pe conturile SPO. Eu chiar vreau să văd asta. Și cine va avea tupeu să o fac? Nu uh -huh. să nu credeți că asta e posibil în Republica Moldova. Ba da. Ba da. Tocmai de asta spun bate șaua să se priceapă iapa. Am înțeles, eu, da? eu vreau sincer să văd uh, cine da. va risca să facă așa o chestiune. Uh, da, ce pot să vă spun este că doșa, partea micuță din dosarul acesta, uh, cu schema de la pașapoarte, care s-a dus în judecată, pentru că ceva s-a dus în judecată. Da, ceva s-a dus. Uh, bate pasul pe loc. Asta bate este ce? Loc. Da. Și chiar uh, problema e amplificat și de faptul că chiar dacă ar exista o condamnare pe primă fază uh -huh. acestui dosar, până nu salvează de obligațiile uh, pe secvența numărul 2.